credincioși, vă rugăm din suflet, avem un obicei foarte frumos în fiecare an, vin copilașii, precum și prăznuim sărbătoarea nașterii Domnului. Cred că cât de mult nu ne-am stăruit să spunem cât de mult Dumnezeu ne iubește, cât de mult noi iubim noi pe Dumnezeu, mai bine decât la copilași nu se primește la nimeni dintre noi, așa că vă rugăm puțin atenție, răbdare, să-i ascultăm, că ei vor spune așa cum nu spunem nimeni dintre noi. Îi spun din toată inima, din tot sufletul, cu cutremur mare și cu dragoste multă și cu multă iubire. Așa că vă rugăm să puțin de răbdare să avem, să nu ne sălim, că se împart cadourile la ora două, pe toți care doresc să rămână, să ne putem ruga împreună în adunarea Domnului care va lua loc. Vă rugăm să rămâneți, dar acum cu multă atenție să ascultăm copilașii și cei iubiți ai noștri care ne cercetează în fiecare an. Și așteptăm cu multă dragoste. Să-i lăudați și cântați.
Pentru că ați avut răbdare și ați ascultat, de bună seamă, avem mult cine învăța de la copilași, că anume așa trebuie de cântat, anume așa trebuie de lăudat pe Domnul, așa trebuie de spus, așa trebuie de arătat cum să iubește. Mai mult decât un copil, nimeni dintre noi nu poate să spună ce înseamnă dragoste, ce înseamnă iertare, ce înseamnă iubire. Așa că avem mult de neînvățat de la ei, le mulțumim foarte frumos pentru că s-au organizat aceste colinde. Știm că foarte multă muncă trebuie pentru ca copilașii să facă aceste colinde, să le cânte aceste cântări. Noi asta am înțeles, dar s-au primit foarte frumos, așa că vă așteptam nu că numai la anul, dar și în curând totdeauna să avem așa un obicei bun. Vă așteptăm totdeauna, știți că Sfânta Mănăstire vă așteaptă și ne duceți numai bucurie și prin copilași. Se coboară în inimile noastre bucuria nașterii Domnului, că uitându-se la niște copii, vedem și ne aducem aminte că și Hristos, răscumpărătorul nostru, tot în chip de copil, a venit pentru ca să ne răscumpere. Doamne ajută și mulțumim foarte frumos! Doamne ajută, îngeraș, azitor spre căsuțele voastre!